Persoanele interesate să se angajeze sunt așteptate la Bursa Mărțișorului, eveniment organizat timp de 3 zile, 7, 11 și 15 martie. De azi, OFM Hunedoara în 3 localități din județ, Petroșani, Deva și Hunedoara. Bursa Mărțișorului, de altfel unică în România, este organizată în parteneriat cu mai multe instituții. Despre cum s-a născut ideea Bursei Mărțișorului, unică în țară, George Tatomuța a vorbit în emisiunea Ioanei Pop, Dale Dimineții. Bursa aceasta Mărțișorului este ideea mea în totalitate și se organizează de când sunt eu director, pentru că în țară există Bursa Națională, unde vine de la ANOFM și ne obligă să facem în mai, restul burselor fiecare județ își organizează cum dorește. Ieri colegul meu, unul dintre colegii mei, este la Râșnov într-o delegație, m-a sunat și mi-a spus: mă tot întreabă cei de pe aici cum de organizați voi bursa așa. Păi zice, ne organizăm, că organizăm în fiecare an. Bursa Mărțișorului o facem de câțiva ani și este un eveniment destinat în primul rând femeilor, dar sigur că la acest eveniment poate să participe oricine, e și în public, e primăvară, venim cu angajatori care își doresc să angajeze personal, venim cu lucruri frumoase. De data aceasta o să o avem în 3 localități. Am avut în 1, 2, 3 mai, acum martie. Acum 1 martie pică vinerea și am zis să legăm cumva. Avem 7, 11 și 15 martie. Din nou vom fi Petroșani, Deva și Hunedoara. Nu este, v-am spus, un eveniment impus, ci așa am simțit eu că trebuie să ieșim primăvara și să fim alături de oameni. Și să nu se termine emisiunea, vreau să spun că da, suntem un județ greu, avem în acest moment 7.000, aproape 500 de șomeri în evidență. Bursele locurilor de muncă se vor desfășura începând cu ora 10, iar agenții economici din județ încă mai pot depune oferte de locuri de muncă vacante la AJOFM Hunedoara.